cine trecea prin zona lor, îl dezbrăca, îi jefuia și îl lăsa fără niciun ban. Și apoi le dea din ea. Dar nu-i omora, nu-i chemia, nu-i bătea, decât dacă se împotriva. S-a întâmplat ca prin zona aceea să treacă un călugăr îmbunătățit. Și când a ajuns acolo, o încerca să-l jefuiască, dar ce să-i jefuiască când avea nimic. Și totuși, călugărul, după ce a fost lăsat în pace, zice, vreau să merg la căpetenia voastră de tâlhari. Dar de ce să merg? Pentru că, ce vreau să merg, zice, pentru că e acasă, nu poate veni acum, e în peșteră. Zice, vreau să merg că peste câteva zile va trece pe aici un om foarte bogat și vreau să merg la capitan și să-i spun cine este, cum arată, ca să-l poată recunoaște. Și l-au dus în grabă la căpetenia lor, dar el se afla la rugăciune. Capitanul. De unde obiceiul acesta de a se ruga? Când era mic, mama sa l-a învățat să citească acatistul Bunei Vestiri. Și a zis, mamă, să nu faci nimic în nicio zi, până nu citești mai întâi acatistul Bunei Vestiri. Obiceiul acesta bun l-a preluat de la mama sa. Dar intrând în aturaje rele, cu băieți și bărbați periculoși, a ajuns tâlhar. Și iată, că ajungând la acest capitan, călugărul i-a cerut să-i arate pe toți tâlharii săi, pe toți membrii din hoarda sa de tâlhari. Și l-au dus pe toți și zice, dar nu sunt toți, lipsește unul. Păi, lipsește bucătarul, trebuie să facă mâncare. Dacă vine acum, el poate nu învârte la timp în moală, poate se arde mâncarea. Nu poate să vină. Aduceți și pe acela. Și când a venit, acel tâlhar bucătar, călugurul stând cu spatele la el, i-a zis, spune la toți cine ești. Acesta a spus că este diavolul, deghizat sub chip de tâlhar bucătar. Și de 30 de ani se afla la bucătărie. De 30 de ani nimeni nu știa că este diavolul în trupat. Și atunci zice, spune de ce ai venit aici, a spus călugărul. Zice, de 30 de ani aștept ca acest capitan, într-o singură zi, să nu citească acatistul Bunei Vestiri. Pentru că în ziua aceea în care n-aș fi citit acatistul Bunei Vestiri, aș fi învrăjbit pe toți ceilalți tâlhari împotriva lui și l-aș omori pe loc. Aștept de 30 de ani clipa aceasta. Dar nu-l pot birui, pentru că în fiecare zi citește acatistul Bunei Vestiri. Credeți și dumneavoastră, fiți credincioși, că se împlinește cuvântul spus de Mântuitorul, privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Oare n-au mai fost oameni care s-au rugat? Oare nu s-a dus la templu, într-una din evanghelele, într-una din pilde din evanghelele spuse de Domnul nostru Iisus Hristos, un vameș și un fariseu? Nu s-au dus ei să se roage? Nu stăteau ei în biserică? Unul în fața bisericii și unul în spatele bisericii. Cel din față, fariseu, se ruga. Dar cum se ruga? O rugăciune total neinspirată. Nici măcar nu era rugăciune. Era un fel de închipuire de rugăciune. Se amăgea că se roagă. El ce facea de fapt? El își etala virtuțile sale. El mulțumea lui Dumnezeu că nu e ca ceilalți oameni păcătoși. El postește. Și de adevăr să știți că fariseii posteau cu o acribie extraordinară. Aveau o mare grijă ca nu cumva ceva scurca să intre în gura lor. Într-adevăr, renunțau la 10-a parte din veniturile lor. Dar acest om făcea trei lucruri.
se ruga el cu smerenie, cu durere, cu conștientizarea păcătoșenii sale, cu căința adevărată și sinceră, semnul căinței sincere a sa era bătaia cu pumnul în piept, adică își manifesta și fizic durerea pocăinței sale, durerea păcătoșenii sale. Și atunci a ridicat credincioși, Mântuitorul spune un cuvânt, Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Vedeți, iubiți credincioși, toată activitatea spirituală din biserică și de acasă, toată viața noastră ducomcească are în centru ei smerenia. Dacă are lauda, iubiți credincioși, primim din partea lui Dumnezeu, aici, pe pământ, rai, pentru acele virtuți care l-am practicat, dar pierdem rodul lor din cer. Pierdem răsplata cerească și vai de acel care se nevoiește pentru răsplata cerească. Noi, iubiți credincioși, de-am face toate faptele bune, a zile întregi, ori ferinate, așa de înainte de a ridica, să zicem, un nevastă în viitorul. Sunt slugă netrebnică și am făcut doar ceea ce era în dator. Nu ne lasă niciun pic să ridicăm capul din țărână. Și baza vieții după încești este conștientizarea faptului că suntem pământul pe care caut alții. Că suntem cârpe, murdare, fierbi, nenorociți. Asta suntem, iubiți credincioși. Dacă nu avem această conștiință, n-am pus încă început bun de pocăință. Ne întoarcem neîndreptățiți la casa noastră, adică nefolosiți. Rugăciunea aceea făcută cu laudă, rugăciunea aceea făcută și cu o stângă și viață să mă vede celălalt, mă văd pe inerașul, mă vede celălalt, nu stai cu capul, mă vede celălalt, cum cânt eu, ca o trompetă cerească aici, în biserică, mă vede celălalt, cum stau eu la rugăciune în genunchiat, cu batic pe cap și cu fustă, mă vede celălalt, că mă vede celălalt, mă vede celălalt, de fapt, mă vede, vede celălalt, eu, meu, căpătos și lucrăros. Asta facem, iubiți credincioși, atunci când pierdem din centrul atenției noastre, în observatorul sufletului nostru, esența, chintesența, care este, iubiți credincioși, smerenia. Smerenia, vedeți, și ca preot, tu poți mândri că ești un preot, ești un altar. Dar cum este numit preot? Slujitorul lui Dumnezeu, sluga cerului, sluga oamenilor. Preotul nici măcar nu și aparține lui. Preotul nu este al lui, preotul este al credincioșii, este la cheremul credincioșii. Este cel care vine primul și este ultimul din biserică, din credincioșii. Este în fruntea turmei și în coada turmei. De aceea, iubiți credincioși, de multe ori, ne întrebăm pe ce eu luam în altar și în biserică. Pentru că știu multe suflete care au meritat locul acesta din altar. Dar dacă Dumnezeu așa ar fi, atunci, iubiți credincioși, trebuie să avem smerenia locului în care ne-a pus Dumnezeu. Dacă tu ai zis, Doamne, așa vreau și eu, și asta e smerenie. Dacă tu ai considerat că trebuie să fiu în altar, și asta e smerenie. Dar să avem nu conștiința o fel de patron al bisericii, ci conștiința unei slugi care trebuie să se lească pe tot în biserică. De multe ori, familia pleacă, poate la ora, eu știu, 12-1, acolo și eu plec la mamă, poate într-un casă. De ce fac lucrul acesta, iubiți credincioși? Tocmai că sunt dator. Sunt dator să fiu sluga tuturor. Asta trebuie să fie conștiința noastră, preoților. Și conștiința dumneavoastră, credincioși. Doamne, sunt dator să fiu duminica în biserică? Pentru că și copiii mei au probleme. Sunt dator să fiu în biserică, pentru că sunt ambasadorul familiei, sunt apostolul familiei, sunt potirul familiei, care se leau pe Hristos să duc acolo unde toți cei din familia mea nu merg la biserică, nu au acces la credință. Dacă Tu mi-ai dat mie darul acesta, atunci, Doamne, vină în sufletul meu și transmite-te și la cei din sufletul meu. Și asta este conștiința, fiți credincioși, care trebuie să venim. Și aș încheia cum să ne rugăm meditație. Așa, ca vameșul, cu smerenie, interiorizându-ne și rugându-ne mai întâi pentru noi, căutând cu pocăință la păcate, slăbiciune și greșelile noastre de fiecare clipă, la gândurile murdare, la cuvintele urâte,
ori planurile nedrepte pe care le urzim de multe ori împotriva celorlalți. Să spunem lui Dumnezeu în taină un cuvânt de iertare, de cerere, de ajutor pentru îndreptarea întâi pentru noi, apoi pentru cei dragi nouă, pentru cei de lângă noi și pentru cei plecați dintre noi, prudenii, cunoscuți și prieteni, pentru toți cei ce au nevoie de ajutor, iar nu de judecata noastră aspră și critică. Iată ce am învățat. Am învățat că atunci când intrăm în biserică să ne comportăm ca atare. Am învățat că venind aici nu trebuie să ne întoarcem la casele noastre neîndreptați, cum s-a întâmplat cu fariseul. Să rugăm pe Dumnezeu să ne dea smerenia vameșului și mai ales înțelepciunea de a învăța să ne rugăm, pentru că rugăciunea noastră se prefacă în păcat.